Frate Vasile, am o întrebare. Sper că îmi puteți răspunde. Poate știți dumneavoastră mai multe informații cu privire la fanteziile sexuale dintre parteneri creștini. Este bine să se îndeplinească fanteziile sexuale? Acum, când ziceți dumneavoastră fantezii, vă închipuiți, deci vă referiți la dorințele sexuale pe care le aveți. Și vorbiți aici despre parteneri creștini, deci înseamnă că vă referiți la soț și soții, cei care sunt căsătoriți. Iată cuvântul lui Dumnezeu spune așa: bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț. Și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bunăvoială. Pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciune, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Aici, Scriptura, deci bun, în primul rând, hai să înțelegem un lucru. Deci dorințele, Dumnezeu a creat sexualitatea, Dumnezeu a creat cadrul pentru împlinirea nevoii noastre sexuale, a fiecărui om. Și cadrul acesta este căsătorie. Tot ce este în afara acestui cadru, asta este păcat. Scriptura, Dumnezeu în Scriptură, El stabilește care sunt limitele comportamentului nostru sexual. El ne-a creat bărbați, femei, El a pus în noi dorința aceasta după relație sexuală, El a creat relație sexuală dintre bărbați și femeie și tot El este Cel care stabilește limitele acestei relații. Și atunci limitele sunt numai în cadrul căsătoriei. Asta, limitele acestea sunt și pentru dorințele noastre sexuale, pentru că, normal, relația aceasta presupune și dorințe. Fără dorințe nu pot fi dorințe pe care, eu știu, dacă le numim fantezii, tot acolo, dorințe, dorințele sexuale. Deci, cum am zis, dorințele acestea trebuie să fie în limitele stabilite de Dumnezeu și limitele acestea, prima și cea mai importantă limită, este numai în cadrul căsătoriei. De aceea, orice bărbat și orice femeie va curma orice fantezie sexuală care iese în afara căsătoriei. Deci care implică o altă persoană decât cea care a intrat în legământul căsătoriei cu tine sau care va intra. Neprihănitul Iov spunea: am făcut un legământ cu ochii mei, să nu mi se oprească ochii asupra unei fecioare, adică unei femei care este atractivă din punct de vedere sexual, dar care nu ți aparține. Și Domnul Iisus Hristos a spus: dacă un om se uită la o femeie ca să o poftească în inima lui, a și prea curvit cu ea în inima lui. Deci să o poftească în inima lui înseamnă anumite fantezii sexuale. Deci înseamnă atunci când omul permite ca fanteziile lui sexuale, dorințele lui sexuale cu o persoană care nu a intrat în căsătorie să se dezvolte, atunci aceasta este păcat. Și de aceea un creștin, un om care îl iubește pe Dumnezeu, niciodată nu își va permite și el va învăța mintea lui ca să nu treacă peste aceste limite. Iată, în cartea Proverbelor lui Solomon, la capitolul 5, acolo un tânăr este învățat în privința fanteziilor lui sexuale, cum trebuie să abordeze el subiectul acesta în viața lui. Și spune așa: bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce vrei să ți se verse izvoarele afară și să scurgă râurile pe pețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Aici compară relația lui sexuală cu soția lui, mai drept vorbind, pe soția lui și dorința sexuală a soției lui, o compară cu sistemul acesta de irigare pe care îl aveau evreii, cu apele acestea. Și spune: apele acestea sunt pentru tine. Cu alte cuvinte, dorința sexuală, sexualitatea femeii tale, frumusețea ei sexuală, totul este pentru tine, dar tu trebuie să o consumi, spune. Tu consumă aceasta, bea apă din fântâna ta. Și mai spune așa: izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale, cerbaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fiind îndrăgostit necurmat de dragostea ei.
Deci asta înseamnă toate dorințele tale sexuale trebuie să fie îndreptate spre persoana aceasta cu care te-ai căsătorit, de ea să te desfătezi în mintea ta, mintea ta să fie cuprinsă de ea, preocupată de ea. Din punct de vedere sexual, mintea unui bărbat trebuie să fie preocupată de soția lui și mintea unei femei, din punct de vedere sexual, să fie preocupată de soțul ei. Și aia e tot. Mai departe nu iese de la limitele acestea. Pentru că mai departe spune așa, și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină? Adică ai avea fantezii sexuale cu o străină. Zice, și apoi ai îmbrățișat sânul unui necunoscut, că fanteziile este sexuale numai decât duc și la acțiune apoi, după aceea. Și zice, și ai îmbrățișat sânul unui necunoscut. Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și Domnul vede încât când s-au început fanteziile. Fanteziile tale sexuale pe care le ai cu o persoană din afara căsătoriei care nu ți aparține, cu care nu ai încheiat legământ, atunci fanteziile este Dumnezeu le vede, zice, căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău, și cel rău, el de aici pornește, el lasă fanteziile sexuale să se dezvolte în direcția în care este interzis, nu-i permisă de Dumnezeu. Zice, cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului. El va muri din lipsă de înfrânare, se va potrivi din prea multa lui nebunie. Auziți? Deci lipsa de înfrânare îl face pe om să dea frâu fanteziilor lui sexuale și ele să depășească, să ia, să treacă de la persoana pe care i-a dat-o Dumnezeu în căsătorie, să treacă la o altă persoană. Și zice că el va muri din lipsă de înfrânare, cel care face așa, și se va potecni din prea multa lui nebunie. Deci e neînfrânare, e nebunie să lași fanteziile sexuale, să le dezvolți fanteziile sexuale cu o altă persoană decât cea care ți aparține ție în căsătorie. La 1 Tesaloniceni, capitolul 4, spune așa, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Și a te feri de curvie înseamnă a controla, a pune limită fanteziilor tale sexuale. Deci fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și în cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Ei, neamurile, adică păgânii care nu cunosc pe Dumnezeu, ei își aprind poftele, fanteziile acestea și apoi ei, iată, privesc pornografii. Am vorbit mai înainte despre femeia care a privit pornografie, a ajuns să se masturbeze și cine știe ce fantezii sexuale sunt în mintea ei, pe care cred nici bărbatul nu le poate împlini, nici nimeni, nici a făcut niște fantezii care întrec orice. Pentru că ea și-a prins pofta atât de mult încât nimic nu o mai satisface pe femeia aceasta sau pe bărbatul care face așa ceva. De aceea spune noi să ne ferim de curvie, să ne ferim de a prinde fanteziile astea sexuale așa încât ele trec peste limitele stabilite de Dumnezeu. Zice, fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și în cinste. Deci fanteziile sexuale trebuie să fie în cadrul acesta, în sfințenie și în cinste. Deci nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate întrebări față de fratele său. Pentru că Dumnezeu pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințenie. Ei, și aici vreau să vorbesc la un alt subiect. Iată, aici spune necurăție. Și ori de câte ori veți vedea cuvântul acesta necurăție, mai ales în contextul sexualității. Vedeți, aici este în contextul sexualității necurăție. Asta se referă la practicile acestea sexuale despre care în ultima vreme au început să vorbească deschis. Poți să vezi la site de știri, agenții de știri, vorbește deschis. Oamenii vorbesc deschis despre ele, dar astea erau lucruri rușinoase. Și astea nu sunt lucruri noi care au apărut azi, acum. Astea sunt lucruri care erau și în lumea veche. Și vedeți, Apostolul Pavel nici nu le numește pe nume. El nu le zice sex de cela, sex de cela, sex de cela, dar azi vorbesc despre ele. Și eu primesc foarte multe mesaje, mă întreabă, da, la creștini, este îngăduit să facă și sex de ăsta, și sex de ăsta, și sex de ăsta. Ei, acele erau practici care el le-a încadrat pe toate aici într-un cuvânt necurății și n-a intrat să le numească particular. Vedeți, nicăieri în Noul Testament nu sunt numite, nici în Vechiul Testament nu sunt numite practicile astea, nu sunt numite, nu găsim unde ele să fie, ele sunt încadrate aici. Și grecii știau că ele sunt încadrate aici, că astea erau necurății. Și iată, spune nu, Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințenie, deci trebuie să ne ferim. Că unii vor în căsătoria lor creștină să introducă practici de este necurate și atunci nu, asta nu-i face, nu le face cinste lor, nu le face bine, invers. Spune Scriptură că cei care practică astfel de lucruri, ei nu vor moșteni împărăția cerurilor. Iată, la Galateni 5:19 spune și faptele firii sunt cunoscute și sunt acestea, prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea. Deci vedeți, practicile acestea necurăție
acestea toți sunt incluse acolo și Pavel conclude aici, zice, v-am spus mai înainte și vă mai spun că cei care practică astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția cerurilor. Tocmai prin pornografie și-au aprins fanteziile sexuale în privința aceasta. Că mi-amintesc încă în satul nostru, din cu multă vreme urmă a fost, numai început, să știți, prin anii 90, când se destrama Uniunea Sovietică, s-au început saloanele astea video, unde video de un leu. Era și erau trei subiecte care erau acolo, încă unor nici nu mai scria. Scria titlul și apoi în paranteze scria. Apar pornografii sau boievic, adică luptă, sau nu mai știu ce era acolo. De asta, ujas, iar un film de oroare, da, strășnicii de astea. Și mergeau toți și zice că a venit un om bătrân din sat, a venit să-i ceară bătrânii lui să facă anumite practici care le-a văzut acolo. Și el tot s-a pus pe capul bătrânii, zice, o mai fi și lovit-o, să o impună să facă practici de acolo. Și atunci bătrâna n-a găsit altă soluție decât să iasă afară, să ia toporul și să-i dea cu toporul în cap. Doamne ferește, aia s-a întâmplat. Deci i-a dat cu toporul în cap pentru că îi cerea astfel de lucruri. Adică cum, el toată viața a fost fericit, a fost bine și a fost împlinit cu soția lui până când a privit porcările astea. Când a privit porcările astea, de acum gata, fanteziile lui sexuale au depășit limitele, orice limită și el îi părea că el nu mai poate să mai fie împlinit dacă nu experimentează și el, ceea ce a văzut în filmul ăsta. Și atât de mult au stricat mințile atunci, când mi-amintesc, toată lumea, toți mergeau, nimeni nu avea discernământ, nimeni nu vorbea despre asta. Ce bine ar fi fost atunci să fie vorbit predicatorii pe stradă, la radio, și era libertate, să fie vorbit la radio predicatorii și să fie spus cât de strașnic este aceasta, să fie distribuit literatură peste tot, la căminile studențești, să știe cât de grav este. Dar uite, nu lua nimeni, predicatorii nu luau atitudine atunci față de fenomenul acesta și iată așa, au fost stricate multe minți și au fost băgate în multe minți lucruri scârboase, necurățite, este care pe urmă le cereau, le impuneau în căsătorii și așa se distrug căsătorii, câte lucruri rele s-au întâmplat. Deci un copil al lui Dumnezeu nu va accepta astfel de lucruri și se va feri de aceste lucruri. Iată ce a mai spus la Efeseni, capitolul 4, a mai spus așa, Apostolul Pavel, iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împetrierii inimii lor. Ei, zice, și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Iată, feluri de sex care v-am spus, zice, ei săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Nu, dragii mei, nu trebuie să ne uităm la ei și să credem că viața e bună sau faptul că ei vorbesc cu, ei vorbesc deschis despre asta, spun deschis, noi, sfinții, să credem că ar fi ceva normal, că Biblia parcă nu chiar vorbește despre ele, vorbește. Iată, vă zic, aici, la necurății, se încadrează ele și noi trebuie să ne ferim. Deci trebuie să punem limită fanteziilor noastre sexuale. Limita este cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie să depășească limitele acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Și vă spun că în limitele cuvântului lui Dumnezeu poate fi bucurie, bucurie și împlinire de la relația sexuală. Pot avea bărbatul și femeia care sunt creștini și care urmează în tot învățătura frumoasă și minunată a Domnului nostru Iisus Hristos, se vor bucura inclusiv de relația lor sexuală și se vor bucura mai mult decât toți acei care recurg la tot felul de necurății de acestea cu lăcomie și care își ruinează viețile ei unei altora. Nu vedeți că ele fac toate astea, dar fericiți nu sunt, nu pot rămâne împreună, nu pot face familie, nu pot face nimic. Păi sunt toate necurățiile astea, ele dau efect invers, le distrug viețile, le distrug, nu trebuie să, de aia Dumnezeu să vă dea înțelepciune și să știți care este limita dorințelor sexuale sau fanteziilor sexuale a unui cuplu creștin, a unui creștin, sunt în limitele cuvântului lui Dumnezeu, se va feri de orice fantezie sexuală cu o persoană care n-a intrat în legământ cu el și se va feri de orice fantezie sexuală care trece limita normalului și intră în area necurăților. Nu va dori să practice niciun fel de necurății în căsătoria lor. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu multă bucurie.